ce fain e. Da. Prima zi de primăvară din acest an, cel puțin aici, în jurul Brașovului. Afară sunt undeva în jur de 13-14 grade, soarele arde plăcut. Iar noi am ieșit la o partidă de clean. Părâul este puțin crescut, apa are un debit mai mare decât de obicei, dar cumva este și normal lucrul acesta, pentru că zăpada și gheața au început să se topească. Sperăm să avem parte de ceva activitate astăzi. Mă grăbesc puțin pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție, undeva în jur de o oră jumătate, dar suficient cât să reușim să prindem un clean 2. Hai să ne apucăm de treabă. Uite, aici primul loc în care voi pescui. Ca echipament, m-am luat astăzi cu mine lanseta de la RTB, modelul Piacere, de 0,56 grame. E o lansetă în care am încredere și care mă ajută să simt fiecare atac, fiecare structură din apă. Momentan am început să pescuiesc pe 0,9 grame și cred că voi schimba totuși, voi pune o gramaj un pic mai mare. Observ că pe curent năluca cade destul de greu pe substrat. Ca molinetă folosesc un Abu Garcia Revo MJX de 2000. Echipată cu un textil de 0,10 și un înaintaj de fluorocarbon de 0,16. Hai să vedem dacă în aval avem parte de ceva atacuri. Nu se insist foarte mult într-un loc. Am așa o porțiune de 200-300 de metri pe care o pot pescui până la lăsarea întunericului și voi vrea să profit de fiecare loc în parte. Uite, aici un loc excelent. E și destul de adânc. Am schimbat un pic gramajul și guma, am pus un Bobby Garland și o gramaj de 1,2 grame. Să vedem dacă se schimbă ceva. Uite! A scăpat! A scăpat și era frumos! Era frumos! Nu-l înțepasem bine. Atacat destul de anemic, dar am simțit atacul. Uite-l! Hai, calma și primul clean. Și acum cu primul clean mi-am adus aminte că iar nu am nicio cu la mine. O să încerc să mă aud un pic pe mâini. Bun. E destul de mic, nu e mare, dar e un început. A trecut 20 de minute de când a venit pe apă și am reușit să prind. Hai înapoi. Mai avusesem un atac acolo, în zona respectivă, și mă așteptam să fie. Aproape de fiecare dată când vin aici, reușesc să prind unul, doi din fața crencilor de acolo. Hai să vedem dacă mai păcălim vreunul. Nu atacă cu încredere foarte mare. Bănuiesc că apa e încă destul de rece. Și ei sunt încă amorțiți, nu sunt foarte vioi.
Uite, încă unul. Încă unul, chiar din mal a ieșit asta. Hop, sus. Parcă o idee mai mărișor un pic. Ia uite-l ce frumos e. Frumos, frumos. Hai, dragule, înapoi. Hai, că cumva, cumva le-am dat de cap. Mai avem la dispoziție puțin timp. Poate reușim să mai păcălim unul, doi. Aici ce loc frumos mi-a făcut castorul. Să văd urmele de dinți pe copacii din față. Sau mă rog, pe ce au mai rămas din copaci. Uite-l! Oh, ce fain e! Da! Hop, 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 ușor, ușor! Ce frumos a dat! Hop, hop! Vine-o încoace, mă! Vine-o încoace, mă! Uite-l ce energic! Am zis că nu are energie, dar uite că totuși are un pic de vână în el. Uite că s-a agățat un pic aici în grengile astea, sper să nu-l scap. Da. Da. Și un clean frumos. Extraordinar. Chiar de sub crengi de aici, de sub rădăcinile acelea. Foarte frumos. Cred că are undeva în jur de 35 de centimetri, poate. Frumos. Hai, fugi, dragule, înapoi. Fugi, 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 fugi. Aude ce s-a dus. Direct înapoi de unde a ieșit. Hai să mai fac o lansare în zona aici. Poate mai păcălim vreunul. Locul este destul de adânc. Trebuie să mai ține ceva cleni. Uite, încă unul. Ce-a sărit. Hop, sus. Ce-a sărit din apă. Frumos și asta. Ce, inițial am zis că e scobar. Uite ce bot are. M-am uitat mai bine la el, zic să nu greșesc. E un clean cu o malformație la buză. Se vede că îi lipsește bucata de jos. De ce dubios arată, zici că e scobar. Dar nu e scobar, e clean. Un clean frumușel. Hai, înapoi. S-a dus. Hai să mai fac o lansare tot acolo în jos. Hai să vedem dacă mai sare ceva, dacă se mai dă ceva la gumă. A început să se lase destul de frig afară. Se și înoptează cât de curând. Va trebui să mă îndrept și eu către mașină. Zona e destul de plină de urși și n-aș vrea să dau nas cu vreunul. Am reușit astăzi să prindem 2-3 cleni. Ne-am relaxat o oră jumătate pe malul apei. De acum putem aștepta liniștiți venirea primăverii. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!